În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor. Nu cu sânge de țap și de vițel, ci cu însuși sângele său și-a dobândit o veșnică răscumpărare. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 9, versetul 12. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, Vinerea Mare este cea mai tristă zi din toată istoria. Pentru că astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce spânzură pământul peste ape. Și la priveliștea pironirii Domnului Iisus Hristos pe cruce, soarele s-a întunecat, luna nu și-a mai dat lumina ei, pământul s-a cutremurat și tâmpla templului s-a rupt în două, de sus până jos. Este mare taina cruce. Greu de înțeles pentru noi oameni. Sfântul Pavel încearcă să ne facem să o înțelegem, pentru că, jertfindu-se Domnul Iisus Hristos, a intrat în altarul cel din ceruri, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși cum sângele său și-a dobândit o veșnică răscumpărare. E greu de înțeles pentru noi taina crucii, taina suferinței în general, și nu numai pentru noi, ci chiar și pentru apostolii Domnului Iisus Hristos a fost greu de înțeles această taină. Au înțeles ei multe alte taine. De exemplu, după înmulțirea pâinilor, mulțimile doreau să-l facă împărat. Și Mântuitorul Iisus Hristos le-a mustrat: doriți să faceți lucrul acesta pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat. Nu după pâinea cea trecătoare să umblați, ci după pâinea cea veșnică. Pentru că trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. N-au înțeles oamenii lucrul acesta și au plecat. Ucenicii însă au rămas. Domnul Iisus Hristos i-a întrebat: voi nu plecați? Unde să plecăm, Doamne? Pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Au înțeles taina Sfintei Euharistii. Au înțeles că pâinea și vinul la liturghie se preface în trupul și sângele Domnului. Au înțeles și un alt lucru, mai greu. Când erau în Cezarea lui Filip, Domnul Iisus Hristos i-a întrebat pe ucenicii săi: cine sunt, zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Și le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspuns a Simon Petru și a zis: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Au înțeles taina dumnezeirii lui Hristos. Au înțeles taina Sfintei Euharistii, dar taina crucii, taina suferinței, n-au înțeles-o. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos le-a spus că El trebuie să meargă în Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învieze,
Petru, luându-l deoparte, a început să-l dojenească, zicându-i, fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple aceasta. N-au înțeles taina crucii, taina suferinței. Este o taină grea, dar mântuitoare. Repet versetul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său și a dobândit o veșnică răscumpărare. Referitor la această răscumpărare, la această lucrare pe care Domnul Iisus Hristos o face în Vinerea Mare, atunci când a fost pironit pe cruce și când a intrat în altarul cel din ceruri cu scump sângele său, referitor la această lucrare, Părintele Dumitru Stăniloae, de la a cărui trecere la Domnul se împlinesc 20 de ani, Părintele Dumitru Stăniloae zice că această lucrare s-a îndreptat în trei direcții. Pe de o parte, s-a îndreptat către Tatăl. Prin păcat, comuniunea noastră cu Tatăl era ruptă. Cu scump sângele său, prin dăruirea totală, pe altarul crucii Domnului Iisus Hristos, ne-a reintrodus în comuniune cu Tatăl, ne-a împăcat cu Tatăl. Pe de o parte, jertfa lui se îndreaptă către Dumnezeu Tatăl, dar se mai îndreaptă încă în două părți. Se îndreaptă jertfa lui către însuși firea lui omenească, firea lui omenească fiind totalmente îndumnezeită și sfințită, pentru că după ce va învia din morți, va trece prin ușile încuiate, va fi omniprezent, chiar dacă n-a lepădat niciodată firea noastră pe care și-a asumat-o să o mântuiască, lucrarea lui mântuitoare se îndreaptă către firea sa, către trupul său. Dar, și trăind noi într-o lume pragmatică, lucrul acesta îl vom înțelege foarte bine, se îndreaptă lucrarea lui mântuitoare din Vinerea Mare către firea noastră omenească, către toți oamenii. De aceea, pe bună dreptate, la slujbele din zilele acestea, am cântat, răscumpăratu-ne-ai pe noi, Doamne, din blestemul legii, cu scump sângele Tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurire a izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ție! Firea noastră o sfințește, firea noastră o mântuiește și ne deschide nouă tuturor porțile mântuirii, porțile raiului. Și atunci ne dăm seama cât de mare este lucrarea aceasta. Va exclama Sfântul Ioan, gură de aur, în ziua de Paști, înviind Hristos, nu mai este niciun mort în groapă. Moartea este urmarea păcatului. Suferințele, necazurile și greutățile din lume sunt urmarea păcatului. Și Domnul Iisus Hristos, prin jertfa crucii sale, a nimicit suferința, păcatul, moartea, iadul și ne-a dăruit nouă tuturor viață veșnică. Așa că trebuie să îi fim recunoscători de la cer până la pământ. Și chiar dacă suntem oameni slabi și nici nu știm să ne exprimăm recunoștința cum s-ar cuveni, în această săptămână a patimilor o facem prin participarea la celebrările aceste sfinte, inclusiv la prohodul Domnului de vineri seara. Așa că acum, după ce v-am pus la suflet acest cuvânt, în timp ce se va cânta doxologia mare, ne vom pregăti pentru procesiunea care simbolizează ducerea
Domnului Iisus Hristos de către Iosif și Nicodim la mormânt și așezarea lui în mormânt nou, în care nu fusese pus nimeni. Epitaful care va fi purtată de preoți preînchipuie mormântul Domnului Iisus Hristos. În față va merge crucea, aripidele, după aceea soborul de preoți, 4 preoți vor duce epitaful și apoi frățiile voastre toți, așa în coloană, de 4, de 6, în chipul acesta, simbolizând noi procesiunea care atunci, în anul 33, a avut loc de pe dealul Golgotei până la mormântul în care a fost așezat pentru 3 zile trupul Domnului Iisus Hristos. Și după ce vom face procesiune în jurul catedralei, pe sub epitaf, care simbolizează mormântul Domnului, veți intra cu toții, cap atingându-l de sfântul epitaf. Iar apoi, cu pace și cu liniște, vom ieși pe cele două uși laterale și noaptea aceasta trebuie să fie una de liniște și de pace și ziua de mâine, ca apoi, mâine noapte, la ora 12, să participăm la slujba plină de bucurie a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.